patria lucrului manual cu Bibanul XXL. Florin Grozea a fost membru HiQ, fost deținător de IQ și unul dintre cântăreții care a influențat o generație întreagă, a formulat o scrisoare deschisă către Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, cu titlul Ce aveți cu Andra? Și nu e vorba de Andra. Andra e vorba de Andra Gogan, vocea reclamei la Dalin. Cine-i boss asta? Vedete, i-a fost închis Instagram-ul. Și noi am vrut să suspendăm emisiunea Pâlâm în live din semn de solidaritate, dar ne-am răzgândit. Hey! Salutare tuturor! Numele meu este Andra Golan. Și astăzi vreau să discut ceva foarte, foarte, foarte important cu voi! Haterii mi-au închis contul de Instagram. Aș vrea să le spun pe această cale că acest lucru nu m-a afectat absolut deloc. Și aș vrea să vă rog să dați follow noului meu cont de Instagram, care are acum 200 de urmăritori din 200 de mii cât aveam. Asta a fost tot pentru astăzi. O zi frumoasă. La revedere. Patria lucrului manual cu Bibanul XXL. Președintele Franței Emmanuel Macron și bunica nepoților lui Vitregi au vizitat România. Deși vizita fusese programată pentru 3 ore, discursul de bun venit al președintelui Iohannis a lungit vizita președintelui francez la 6 ore. Emmanuel Macron a lăudat accentul președintelui României și a făcut și o glumă că de obicei atâta durează și demachiatul soției sale. Salutare tuturor! Numele meu este Andra Golan. Deci tocmai l-am văzut pe Jason Derulo. Tot despre machiaj este și următoarea știre. Irina Login a devenit virală după 50 de ani de activitate. Cântăreața de muzică populară a făcut o descoperire asemănătoare cu cea a insulinei. Doamna Login explică într-un tutorial video cum să scapi de gușuliță. Desigur, cunoscuta cântăreață și-a atras o grămadă de hateri ignoranți care nu apreciază la adevărata ei valoare această vitală descoperire medicală. Patria lucrului manual cu Bibanul XXL. Clan de români arestat în Franța. Nu se bănuiește exact etnia acestora, dar se bănuiește a fi un grup infracțional de sași. Aceștia sunt cunoscuți pentru hidoasa construcție a Bisericii Negre din Brașov și alte atrocități, cum ar fi Sibiul, Clujul și alte orașe rușinoase și codașe din patria lucrului manual. Urăsașii și pielea lor albă. Pe cineva care să fi fost posedat? Că am auzit eu acum de o fată, ci că din Vaslui. Am auzit că sunt multe cazuri acolo. Doamne ferește, Doamne ferește! Nu, că și eu am auzit de o fată tot din Vaslui. Și că au scos necuratul din ea de vreo 3 ori. Doamne, Maica, Doamne! Stăteam așa și mă gândeam. Mm. Când intră în tine, așa, simți? Eu cred că simți. Și eu am simțit odată. Nu, fata. Am fost în vizită la bunici, undeva într-un sat lângă Focșani. Așa. Și m-a chemat părul meu, Relu, să mergem la discobar. Așa zice, la paburi acolo. În fin. Și în timp ce îmi beam sucul de roșii,
care, să știi că avea un gust cam înțepător, nu știu de ce. Am simțit că intră mine, îți spun. Am simțit că intră mine și atunci m-am ridicat repede și m-am dus la WC, că WC-ul era în curte. Dar ce, paburile au WC-ul în curte? Ți-am zis, mă, că era undeva lângă Focșani, așa e acolo. În fine, dar stai să spun. Am simțit așa furnicături, sângele când circulă mai repede. Îmi simțeam venele și mine, sigur, a intrat, că a doua zi m-am trezit când dădea mama palme. Nu, mă, ca să-mi revin. Și am avut toată ziua arsuri și mi-a fost așa de rău. Doamne. Băi, fetelor, am fost și noi din măi, frate, mă, dar nu ca voi. Voi sunteți altceva, mă. Hai, mă, tanti Smaranda, lasă-ne și pe noi să vorbim aici ca fetele. Hai, mă, zăpăci de cap, mă. Vezi că începe Suleiman. Eram la majorat la nepotul dascălului. Așa. Și am băut puțin. Păi. Puțin. Așa. Și stăteam acolo frumos. Așa. Și cântam, îi aduceam slavă lui Dumnezeu. Așa. Că noi nu avem voie să dansăm. Așa. Și dintr-o dată am leșinat, mi s-a făcut rău și am leșinat. Și ce să vezi? A doua zi dimineață m-am trezit cu două palme pe fund. Și sigur erau de la necuratul. Doamne ferește, Doamne, că stau și atunci și mă minunez și mă închin. Alea sigur nu era mamă de la necuratul. Doamne, tanti Smaranda. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Oh, odată, am visat că sunt în centru vechi. Și tu știi că eu nu beau. Da, da. Măi, dar am visat că am băut în continuu la bar cu bărbații pahare de alea mici, știi? Și am mers prin toate barurile. Și atunci sigur a intrat în mine că după vreo 4-5 baruri visul se termina cum eu. Dansam dezbrăcată pe bar, bărbații beau de pe mine pahare mici și a doua zi mă durea capul așa de tare și am vomitat, ăla sigur era necuratul și am avut arsuri toată ziua și mi-a fost așa de rău. Ce ai simțit, măi, mama? Și tanti Smaranda, dacă ce? Că m-a ardea stomacul și mi-era tare rău. Doamne, dar nu era de la necuratul, mai mama. Da, tanti, că am citit eu pe site-ul Patriarhiei că unde? Așa se întâmplă, că ți-e rău. Da, și mie mi-a fost rău, tanti Smaranda. Haide, mama. Ce? Tu, eu cred că n-ai visat. Ce? Cum adică? Ia uite-te aici. Stai. Doamne ferește, doamne ferească, tanti Smaranda, uitați aici că n-a visat. Ce s-a întâmplat? Tu nu ești asta de pe bar? Ba da. Cu bărbații aia, uite, și cu păhărelele alea mici? Ba da. Ah, și ai și ceva în gură. Ce? N-a fost în viața mea. Nu mai vezi, măi, fetelor, mă, că da, intră toți necurați în voi, măi. Doamne ferește. O dată pentru gușulița, care se formează chiar de la 30 de ani. Pentru gușulița asta este, uite, una, două. Și duceți. Să aveți mâna foarte, foarte liberă, foarte degajată. Conor McGregor a vorbit 9 luni și a luat bătaie în 15 minute. Tot așa se termină și episodul 2 al ediției PLM de astăzi. Vă așteptăm în munca viitoare. I'm a living legend. Yeah, I see myself as the champ already. Already? You're the featherweight champion already? Yeah, of course. I see myself as the champ from day one. Patria lucrului manual. Cu Biban XXL.